Urmă cu ce e pe mine și așa. N-a fost așa ceva. Zice, nu-i dai loc, îl duc. Mă băgați în gura aia de pe înalmă, dacă este acolo, ca să puteți să trageți. Ca acum n-am mai fost. Coșmarul a început pentru oamenii din Vlădeni, Dâmbovița, puțin peste miezul nopții. O furtună puternică a făcut ca apa să inunde 30 de gospodării. Oamenii povestesc cu groază că niciodată nu au mai văzut un asemenea prăpăd. Azi noapte, în jur orei 1:30-2. A venit apa mare. Acum parcă s-ar mai fi tras o idee, dar totuși vă dați seama că porții n-au cum să stea nici acum. În afară de grădină, de ce astea nu se mai pun la socoteală? Grădinile, puielnița de pui, uitați, e tocmai sub nuc, acolo. Grădinile nu le mai punem, am zis ducă-se. Asta e, muncă degeaba. Pa, domnule, unde au dormit aseară când a venit apa, deși placul a rămas în pat. Deci nu și-au luat nimic. Când eram copii, n-am venit apa așa. Mai vine, dar încoace niciodată n-a venit apa. A venit într-un an și de 7 ori, dar n-a fost atâta de mare. Sunt disperați pentru că munca lor s-a dus pe apa Sâmbetei. Apa le-a distrus tot în locuință. Această bătrână se plânge că a rămas doar cu hainele de pe ea. Aoleu! Am îmbrăcat nici atoate, ori apă, nu mai, n-am gust să mai îmbrăcat, toate eu de pleșcă, aici, asta. N-am gust să mai... Toate hainele sunt tu, de-a? Toate, mamă, toate. A pus să taie să mai trecați peste mine acolo. Ba, pământ, uitați-vă. Nu mai știu ce, cu ce să mai fac? Lasă, nu muri de foame. Nu știu. A fost apa până vezi o perete, până dacă mi-ai dat în casă, ce să mai? Deja a jumulit parchetul, l-am scos. Alții nu au reușit să-și salveze nici măcar animalele. Culturile lor sunt și ele compromise. Pui, au murit 16, 16. Asta. Pompierii au venit în sprijinul oamenilor cu motopompe pentru a-i ajuta să scoată apa din locuință. De gospodării au fost inundate în Vlădeni, Dâmbovița. Crucea Roșie le-a distribuit oamenilor pături și apă potabilă. Vreo 15 case care sunt foarte afectate și aici pe strada principală încă 15 gospodării, deci în total 30 de gospodării. Ca și acum niciodată. Și a mai fost. A mai fost în alți ani, a mai fost și în iunie, în 19-21 iunie, dar ca acum niciodată. Deja am dat la toți cetățenii care sunt afectați apă, plată și minerală și o să mai ajut ce o să mai pot. A fost o noapte de prăpăci în Bilciurești, unde 80 de gospodării au fost inundate. Sunt cazuri cu adevărat dramatice. Această familie și-a văzut locuința distrusă. Apa măsoară în sufragerie jumătate de metru. Mobila, parchetul, aparatura electrocasnică, toate sunt acum sub apă. S-a dus dracu, parchet s-a dus tot. Aude, locurile s-a dus dracu. Nu e prima dată. Nimic, am avut și tot și aici nou. Mobilă nouă. Nu, ce s-a mai s-a dus? Parchetul ce zic, păi umflate, uite, când calc mă duc așa, parcă calc în străchi. S-a dus parchetul, s-a dus tot. Ei i-a dat, ca să nu vii eu de la cum să-i văd moși în curte, i-a ascuns de mine mai mult. Acum a rămas, cred că vreo 10 iepuri. 60? Da. I-a luat apă. Unii au crezut că nu vor mai apuca a doua zi. A plouat. Credeam că e sfârșitul lumii. Din păcate, de parcă tot acest prăpăd nu ar fi fost suficient, unii au mai făcut și scandal. Într-o zonă, șanțul a fost blocat de o familie, astfel că apa s-a revărsat în curțile vecinilor, proprietarul nepermițând lucrătorilor de la primărie să desfunde canalul de scurgere care trecea prin curtea sa. Când voi vede într-un de acolo, până încoace, dacă te lasă... N-ai înțeles, că nu fac eu aici. Dacă unde? Am făcut canalul natural, care e natural. Da? Da. Și mie cine îmi plătește pe mine? Îmi plătește primăria, lăsați-mă să facem canal. Nu, fac aici. Bani s-a luat acum un an. Deci acum dacă stai apa, cine îl plătește tantimele? 15 de milioane. Vrei să te arătăm la mine în grădină? Hai să vezi cum e la mine în grădină. Lumea, dar aici dumneavoastră nu vreți să ne lăsați să facem canalul care tot stă de an cu treaba. Acest an nu, n-a fost, e proprietatea mea. Și el, de câțiva ani de zi, că-l face. N-a făcut niciodată. Putom dacă vine de sus cu Dumnezeu, nu te cerți. Cu Dumnezeu și natura cere drepturile, dacă nu lasă să facă șans cum e. Nu poți să urci, că încolo e 1,5 metri. Bă, diferență de nivel 1,5 metri.
prefectul, prefect, au venit cu toții când am spus rezolvăm. Uite, a venit, m-a adus aici și a plecat. Ape în curți la oameni, peste, culturile sunt inundate, legumele, aproape că nu se mai aleg cu nimic în vara asta. Eu cred că a plecat între 80 și 100 de litri pe metru pătrat, mai puțin de 2 ore.